We're depending on Și astăzi am venit la Mugwort. Suntem iar în lacul Tera, alături de Maria Ciolacov, cu mine observație, tabloul ei, portretul bunicii, un tablou pictat în ulei, o nouă culoare, al negru, într-o formă abstractă, și mă bucur că a avut foarte mulți oameni care au apreciat această pictură. Dar mai avem o altă pictură interesantă, în aceeași manieră abstractă. Vorbim despre combinarea așa între real și abstract, niște păsări care sunt foarte sugestive. Și această așteptare a unui telefon care urmează să spună o veste, sper că o veste foarte bună, pentru că aici la Mugwort se întâmplă lucruri minunate. Și o actriță tânără, mai tânără de 12 ani, și vreau să o fac cunoscută, pentru că și ea pictează și pictează la fel ca sora ei, căci este vorba despre Chiara Ciolacov, în vârstă de 12 ani și jumătate. Se vede treaba că această ardă e moștenită de către cele două surori, este așa o iubitoare de pictură, la fel ca Maria. Chiar ea este în această ipostază, în acest tablou. Are o manieră de a picta interesantă, diferită de cea a surorii. Veniți aici la Mugwort. Mâine este ultima zi. Până la orele 21, aici vă așteptăm, așa că fiți alături de noi. Haideți, că sunt foarte mulți artiști care merită văzuți. Este pictură contemporană, cei mai mari artiști din România. Merită să-i cunoașteți!